odihniți-vă un pic, că-i țin eu de vorbă, lăsați un pic arcușul jos, da. Deși aici am văzut, s-au muncit mai intens în față la, știți, cu arcușul, în spate, pe acolo. Ce seară extraordinară, seara asta în care suntem împreună, mă bucur tare mult. Am simțit fiecare vibrație ce a plecat de aici, de pe scenă către dumneavoastră, dar în egală măsură v-am simțit emoția, v-am simțit vibrația, v-am simțit cum ați fost alături în fiecare secundă de toți artiștii de pe scenă. Sunteți extraordinari, sunteți minunați. Uite cum stăteam aici în spate, acolo, știți că stăteam și chiar a venit o doamnă la mine, așa era un pic emoționată și îmi zice, nu vă supărați, dumneavoastră sunteți domnul Cove? Și zic, da, doamnă. Vai, da, ce semănați. Bine, doamnă, zic, ce să fac? Mai trec, l-am dat, vine un cetățean, zice, auzi, mă, Nea Cove, zice, dar cu ce faci, mă, de te menții așa bine? Zic, domnule, stăteam și mă gândeam, zic, nu pot să spun acum că e un secret, stăteam și mă gândeam când am început eu cariera în televiziune, eram așa, Cove, un băiețel drăguț, acolo, simpatic și așa mai departe. Ulterior am devenit domnul Cove, mă respecta lumea, vă dați seama. Acum să mi se zică Nea Cove, dă-o încolo de treabă, domnule, chiar așa? E drept că, na, săptămâna viitoare fac și eu 50 de ani, mulțumesc, să fiți sănătoși și vreau să la mulți ani, doamne, că să vă fie bine. Mersi din suflet, dar uitați-vă la mine, am corpul unui tânăr de 18 ani, îl țin acasă în frigider. Da, mă rog, chiar am și fost acum la doctor să-mi fac niște analize, știți? Și după ce mi-a văzut analizele, doctor mi-a mai dat de 3 luni. I-am zis că nu-i dau niciun ban, mi-a mai dat 3. Aștept, doctor, ina, ce să le faci? Chiar m-a și întrebat, nu mi-ai băgat, mi-a dat 200 de euro în buzunar? Domnul doctor, de ce nu? În fine, cum stăteam eu de vorbă cu doctorul acolo și vreau să văd ce-mi zice, vine un bătrân, săracul, gârbovit, adunat, vai de capul lui, zice, domnul doctor, am o boană grea. Ce boală ai, tata? Am boala aia, aia care începe cu S, SIDA. A, zice tataie, uite ce trebuie să faci, te duci matala te chirghiol și faci împachetări cu nămol. Zice, și scap? Nu, nu, dar te obișnuiești cu pământul. E, bine, cum stăteam eu acolo, vă dați seama, aveam un halat de la verde și mă îmbrăcam că trebuia să fac analizele. Vine o domnișoară la mine, dar frumoasă, domne, frumoasă, o domnișoară frumoasă, așa. Cred că m-a recunoscut de undeva. Și vine așa timidă și zice, nu vă supărați, dumneavoastră sunteți medic ginecolog? Zic, domnișoară, nu sunt, dar aș putea să arunc o privire. Mă rog, mi-a venit analizele. Mi-a zis doctorul să țin regim. Am încercat să mă las de băut. Vă spun sincer, în 2 săptămâni am pierdut 14 zile. Bine, cu toate că eu nu sunt un mare băutor, să știți, dar acum, ce să zic, țin un regim cu grapefruit. Îl știți? A ținut cineva cura asta cu grapefruit? Adică mănâncă absolut orice, mai puțin grapefruit. Bine, domnule, important este să facem mișcare, domnule, să facem sport, că ăsta ne ține în viață. Uitați, vă spun sincer, bunicul meu avea 60 de ani când a început să meargă în fiecare zi câte 5 km pe jos. Acum are vreo 90 de ani și habar n-avem pe unde să află, adică... Da, în fine, domnule, important este să și muncim. Până la urmă, nu? Că acum ne distrăm, ascultăm o muzică, ne bucurăm de un spectacol, după care trebuie să și muncim. Cu toate că omul nu e făcut pentru muncă. Dovada e că îl obosește. În fine, principiile mele, dacă te apucă cheful de muncă, așează-te până-ți trece. Munca este sănătate curată, lăsați-o celor bolnavi. Make love, not war. Adică să facem dragoste și nu război. Cine le vrea pe amândouă să se căsătorească. Se știe, căsătoria este principala cauza divorțului. Cu toate că un bărbat nu este cu adevărat bărbat decât după ce s-a căsătorit. Abia atunci e terminat. Se știe că bărbații ies la băutură din două motive. Unu, n-au nevastă. Doi, au nevastă. Ați văzut că femeile căsătorite sunt așa mai plinuțe, mai rotunjoare, da? Mă uit, se vede, da. Explicația este simplă. Femeia necăsătorită vine acasă, vede ce are în frigider, se aruncă în pat. Femeia căsătorită vine acasă, vede ce are în pat, se aruncă în frigider.
Până la urmă mai glumim și noi, știți cum e acum, nu trebuie să le luăm chiar toate în serios. Important este, v-am spus, să fim sănătoși, să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de absolut tot ce ne oferă viața. Dacă, apropo asta pentru bărbați, dacă soția îți dă telefon să te întrebe dacă ai luat ceva pentru frigider, vrea să afle de fapt unde ești. Cu toate că o femeie care știe în permanență unde se află soțul ei, se numește văduvă. Bunica mea a fost o femeie strașnică. Trei bărbați a îngropat, deși doi încă mai moțăiau. M-am întâlnit ieri cu un prieten. Zice, ce faci? Zice, nevastă mea mă înșală. Zic, lasă, ceva nou? Zice, nu, nevastă mea, zice, aleargă cu unul în pat, cu unul în parc, de trei ore. Crezi că li se poate întâmpla ceva? Zic, cât timp aleargă, nu. M-am întâlnit cu el ieri, avea o sticlă de vin. Zice, am luat-o pentru nevastă mea. Ai făcut un schimb bun, zic. Mă rog, viața e frumoasă și merită trăită. Și pentru că, uite, s-a lăsat seara și atmosfera devine din ce în ce mai romantică, vreau să continuăm spectacolul nostru, vreau să ascultăm din nou aceste voci extraordinare care ne încântă auzul și ne bucură simțurile prin emoția artistică desăvârșită pe care o readuc și o reproduc aici pe scenă. Doamnelor și domnilor, continuăm spectacolul nostru, iar în aplauze dumneavoastră urcă minunata, senzaționala, extraordinara Nico!